Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să vă arăt un machiaj pe care eu îl fac destul de frecvent, poate nu cu aceste nuanțe, pentru că astăzi am încercat o paletă nouă pe care nu am mai folosit-o până acum și am testat, hai să pun un pic din asta, hai să pun și un pic din asta și cam asta au ieșit, doar că, în concluzie, aș fi vrut să fac ceva un pic mai lejer cu care să te plimbi așa prin mall și să nu zică lumea, a, asta merge sigur undeva. Așa că, da, cam ăsta este rezultatul. Dacă vrei să vezi cum am realizat acest lucru, rămâi cu mine în continuare. Ok, să trecem la treabă, zic. Sper că v-ați obișnuit deja cu fața mea nemachiată. Astăzi m-am gândit să vă arăt un machiaj pe care eu îl fac atunci când mă grăbesc. Bineînțeles, m-am demachiat, m-am curățat și mi-am hidratat pielea foarte, foarte bine înainte de toată chestia asta. Și m-am gândit că n-ar vrea să vă mai arăt toți pașii ăla, m-am demachiat foarte bine, la, știți voi povestea. Mi-am aplicat și acest ulei. Este uleiul de la L'Oreal cu 8 uleiuri minerale. L-am aplicat, bineînțeles, și pe acesta pe toată fața. Următorul pas, aplic baza mea preferată, Maybelline Baby Skin. O aplic pe centrul feței, cu mișcări de tapotare. Lăsați să se așeze cam 5 minute, iar apoi aplicați fondul de ten. Pentru astăzi am ales fondul de ten de la Seventeen Time Plus. Prețul lui este undeva la 30 de lei. Încerc să mă machiez doar cu produse drugstore. La ochi, din păcate, nu mă pot machia așa pentru că nu am nicio paletă de culori așa. Nu am decât mai profesională, să zic. Îl aplic cu Beauty Blenderul prin mișcări de tapătare. Acesta este un fond de ten pe care eu l-am folosit foarte mult în adolescență pentru că avea un preț foarte bun. Nu știu ce să zic despre el acum. Îmi rămân așa ca niște urme pe față, dar țin să vă spun că eu am tenul uscat. Probabil acesta este motivul pentru care se face așa. Acesta pe care îl folosesc eu are numărul 2, dacă nu mă înșel. Nu știu unde scrie. Da, numărul 2 are. În principiu nu arată rău, dar nu l-aș mai cumpăra a doua oară. Cel puțin pentru mine nu. Poate pentru fetele care au tenul gras, uleios sau așa merge, da? Pentru tenul meu așa uscat. Deși mi-ar fi plăcut pentru că prețul lui este unul mic. Așa că după ce am aplicat fondul de ten, aplic concealerul. El este de la LA Girl în nuanța Natural. Are și o pensulă. Stați să strâng, să văd. Poate strâng prea tare și mă murdăresc. Să vezi ce super o să fie atunci. Bun. E un pic cam portocaliu. Nu știu dacă se vede lucrul acesta pe cameră. În general, îmi place să aplic mai mult concealer pentru că așa îmi place. Nu știu dacă e o logică în ce spun, dar aplic un pic și pe bărbie, pe nas și pe frunte. Să arăt ca o fantomă. Acum începem să îl blenduim. E drăguțel. Ultimul loc unde blenduiesc este sub ochi, pentru că intră mai mult produs în piele și atunci rămâne mai puțin pe burețel. Îl întind și pe ochi. Mie mi-e ok și cu aceasta. Adică îmi rezistă în general concealerul pe față. Urmează să fixez tot ce am făcut până acum cu pudra de la Laura Mercier. Am pus puțin în capac și o fixez cu Beauty Blenderul. Nu aplic așa de multă pudră cum aplic eu în mod normal, pentru că este suficientă pentru zi. Pentru cine are tenul uleios este foarte bună această pudră. Eu nu am tenul uleios, dar nici nu pot să spun că mă deranjează pudra aceasta. Face bine și ea și chiar se comportă foarte bine și pe tenul uscat, dar în mod special se comportă bine pe tenul gras uleios. Pentru restul feței am să fixez totul cu pudra de la Maybelline Superstay Better Skin.
Are nuanța light aceasta, efectiv tapotez în produs, scutur foarte bine pensula și încep să tapotez totul în piele. Nici pudra aceasta nu este scumpă, eu am dat pe ea 30 ceva de lei. O aplic cu această pensulă pentru că ea este mult mai deasă, iar produsul se distribuie mult, mult mai bine și nu încarcă tenul. Dacă aș aplica pudra aceasta cu un burețel sau cu, nu știu, cu o pensulă mică și foarte deasă, atunci s-ar vedea mult mai urât pe piele. Îmi place cum arată pudra aceasta, nu mi-am încărcat tenul cu ea pentru că am aplicat-o cu pensula asta, dar arată bine. Fondul ăla de ten nu prea m-a încântat. Am să folosesc kitul de contur de la BH Cosmetics, are numărul 2. Am să folosesc nuanța aceasta de aici pentru a-mi contura fața și probabil că și nuanța aceasta de aici pentru blush. Am luat un pic, scutur bine pensula. Pensula este de la Kim de Suzana Petre cu numărul FGB20. Și ușor, prin mișcări circulare, încep să îmi conturez fața. Nu-i rău. Pentru un kit cu bani puțin, eu zic că e destul de ok. Plus că mai este și varianta întâi. Aceea are culori mai reci un pic. Bun, acum am să aplic și iluminatorul pe care trebuia să-l aplic înainte de bronzer, dar m-am luat așa cu toate și am uitat. Folosesc paleta de la Anastasia. Nu o arăt aproape pentru că este foarte, foarte luminoasă și nu se vede absolut nimic. Așa că vă arăt aici. Cam așa arată paleta. Am să folosesc nuanța aceasta, Forever Young. Foarte drăguț. Sinceră să fiu, îmi place un pic mai mult cel de la Tarte Cosmetics. Acesta are un pic cam mult glitter în el. Dacă nu vă place glitterul, atunci nu prea o să vă placă iluminatorul ăsta. Iar acum îmi aplic blush-ul, care este tot de la BH Cosmetics. Aceasta e paleta. Nu știu care o să-l aplic. Probabil că ăsta. Ăsta o să-l aplic. În combinație cu ăsta. Nu știu cât se vede pe cameră, dar pe față se vede destul de roze. În combinație cu iluminatorul și arată foarte drăguț. Astăzi pentru ochi folosesc paleta de la Tarte Cosmetics. Cam așa arată culorile din paletă, sunt niște culori foarte faine. Am să folosesc culoarea și cu pensula 217 de la MAC. Încep din colțul exterior al ochiului, cu mișcări circulare, merg înspre colțul interior. Am zis exterior sau interior? Nu știu. Cu mișcări circulare, nu trebuie să fiu foarte, foarte atentă pentru că aceasta este o culoare de tranziție mai mult. Am uitat să vă spun că am fixat totul cu pudra de la Maybelline pe care am folosit-o și pentru față înainte să aplic fardul. Următoarea nuanță este Pro Fresh. Am să încep tot din colțul exterior al ochiului și în pliu până în colțul interior. Nu știu cât se vede pe cameră că este un mov așa mai murdar un pic. Iar acum, pe toată pleapa mobilă, aplic Innocent, această nuanță, aici. O aplic cu o pensulă plată de la Kim de Suzana Petre, cu numărul EP10. O aplic peste tot, până în pliu. Un look foarte simplu și ușor de făcut. Cu pensula de blending de la Kim de Suzana Petre încep să blenduiesc tot ce am făcut până acum. Să nu existe linii dure. Cred că mai aplic și culoarea aceasta, Glam se numește, tot din această paletă, cu degetul. Un pic pe centrul pleapei. Partea de jos o să facem cu culoarea aceasta. Pensula este de tip creion. Blenduiesc bine, bine marginile. Întotdeauna machiajul în partea de jos a ochiului chiar face diferența. Câteodată îmi vine să fac doar partea de jos și să nu mai fac nimic altceva. Cam așa ar arăta, dar totuși am să pun și o culoare un pic mai închisă în colțul exterior al ochiului. Întotdeauna plec de la o idee și ajung la cealaltă idee, dar m-am obișnuit cu mine.
Da, cred că e bine așa. Mi-am pus o geană, iar acum o să mi-o pun și pe cealaltă. Ca și rimel, folosesc rimelul de la Maybelline. Un rimel foarte, foarte bun. Nu de mult l-am achiziționat și eu. L-am achiziționat pentru că am auzit numai lucruri bune despre el și chiar eram curioasă să văd cât e de fain. Aplic genele false, care arată cam așa, și pun foarte, foarte puțin adeziv, pentru sinceră să fiu, nu știu sigur dacă s-a filmat partea în care mi-am făcut sprâncenele și mi-am pus genele. Dacă nu, sprâncenele mi le-am făcut cu fardul de la Atelier Paris, iar genele sunt acelea care mi le-am personalizat eu acum câteva videouri în urmă, dacă vă uitați. Le-am aplicat cu adezivul de la Atelier Paris, cu penseta, și în video trecut, în Get Ready With Me, am făcut același lucru. Îmi pare rău dacă s-a stins, că nu mi-am dat seama. S-a oprit și nu mi-am dat seama. Ultimul pas, după ce am terminat acest lucru, aplic rujul. L-am ales pe cel de la Sleek. Se numește Shabby Chic. Cei de la Sleek au niște culori foarte drăguțe din varianta aceasta a rujului lichid mat. Ce nu îmi place este faptul că crapă foarte repede și eu personal îl simt așa lipicios pe buze, nu știu cum să zic. Păcat de culorile astea frumoase. Ce îmi place la el însă este că este destul de pigmentat și fiind pigmentat nu e nevoie de foarte multe straturi ca să se acopere pigmentul buzelor. Îmi pare că e puțin cam roz. Eu sunt fan rujuri mai nude puțin. Sunt ori foarte nude, ori în extrema cealaltă în care îmi pun niște rujuri super turbate pe buze. Deci, în orice caz, nu prea sunt între. Mi se pare că s-a mai închis un pic culoarea pe buze. Ok, acesta este machiajul de astăzi. Un machiaj destul de simplu. Puteți să-l adaptați cum vreți voi și să folosiți ce culori vreți voi. Eu, dacă aș merge undeva în oraș sau undeva gen la masă sau nu știu, undeva, dar nu la piață, aș purta un asemenea machiaj, poate că nu cu genele astea atât de dese, dar le-am căutat pe celelalte mai lejere și nu le-am mai găsit niciunde. Smocuri nu pot să-mi pun, că stau așa cumva să-mi pun smocuri și mi-e puțin cam greu, așa că am ales să le pun pe acestea chiar dacă sunt puțin mai dese și mai dese. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut acest video, nu uita să-mi dai un like, poate și un share dacă nu e prea mult pentru tine. Pe mine mă ajută foarte mult share-urile și like-urile voastre și vă mulțumesc din tot sufletul pentru cei care faceți acest lucru. Nu uita să te și abonezi canalului meu de YouTube, iar noi ne vedem luni cu un nou tutorial de make-up. Choke you down just like a pill.